Ciao, Diana. Ciao. Urmează să executăm 4 exerciții pentru procedeul spate, 4 exerciții de coordonare, da? Exercițiile cele mai importante pentru reușirea unui timp foarte bun pe procedeu. Hai, Diana. Da, primul exercițiu, coordonarea clasică. Bravo! Da, s-a observat o bătaie foarte puternică și continuă din picioare. Urmează al doilea exercițiu important, semicoordonare, da? Semicoordonare spate. La fel, picioarele lucrează în continuu, un braț este întins pe apă, celălalt lângă picior. Atenție! Încă o dată vom demonstra alunecarea semicoordonarea spate, da? Exercițiu în care rămâi puțin mai mult întinsă acolo, să se vadă clar execuția, da? Repetăm același exercițiu, da? Atenție! Bine, mai bine. Urmează un exercițiu puțin mai greu, da? Coordonare cu menținerea brațului perpendicular pe corp. Se va urmări în acest exercițiu o bătaie foarte puternică a picioarelor, astfel încât corpul să nu se scufunde sub apă, da? Deci, coordonare cu menținerea brațului perpendicular pe corp. Bate din picioare. Da, și în final urmează cel mai greu exercițiu de coordonare, cu menținerea ambelor brațe perpendiculare pe corp. În acest exercițiu va trebui o bătaie foarte, foarte puternică, o coordonare foarte bună, brațele perfect întinse. Asta este și cel mai important exercițiu. Atenție! Vom să mențin ambele brațe în moment perpendicular pe corp. Bătaie foarte puternică, da? Ambele brațe se mențin. Încă o dată repetăm același exercițiu, da?
bine executat. Urmează să arătăm un start, da, la spate, un start rapid pentru proba de 50 de metri, cu plecare 3-4 tracțiuni de brațe în viteză, da? Atenție! Bine, foarte bine, bravo! Hai încă o dată! Diana, vom repeta încă o dată, da? Să se vadă clar startul rapid, ieșirea puternică din apă, cu plecare, 3-4 tracțiuni de brațe, bătaie puternică, da? Luați locurile! Foarte bine! Cu întoarcere la 15 metri, da? Pleci un start foarte bun, plecare în procedeu și să vedem și o sosire de data asta, da? Atenție! Luați locurile! Ați observat o frecvență foarte bună la brațe, bătaie sănătoasă din picioare și o sosire bună. Bravo, Diana, hai de afară. Bravo. Și acum să ne prezentăm puțin, da? Cu cine am avut onoarea să lucrez așa de bine? Numele meu este Diana Capodă. Da. Fac în loc de la 5 ani cu profesorul Luca și Sebastian și sunt vicecampioana României. În proba? În proba de 5 de spate. Bravo, Diana.